o nouă schimbare importantă pentru elevii din România. Având în vedere contextul actual provocat de pandemia de coronavirus, Ministrul Educației a anunțat că în anul școlar 2020-2021 elevii nu vor mai susține teze. Potrivit ministrului, având în vedere că la acest moment aproape 1 milion de elevi participă la toate activitățile didactice în sistem online și atâta timp cât sistemul de învățământ din România nu dispune de platforme de evaluare și examinare dedicate și securizate, relevanța tezelor este mai mult decât discutabilă. Sorin Câmpeanu a mai declarat că la sfârșitul semestrului al doilea, mediile pentru toate disciplinele se obțin prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat întreg.